Doamnelor și domnilor, vedeți? Mă place umorul fin. Da, e umor de pe jos, glume de pe jos. Mintea noastră o ia razna atunci când se apropie acest moment, că nu știm cum să diluim treaba. Cealaltă jumătate din formația din trupa Trouble este prezentă în platoul de la Neața. Robert Tudor își face apariția pentru un nou sezon spectaculos pe Promenada. Bună dimineața! Așa e... Ești trângar școlar? Salut! Bună dimineața! Bună dimineața! Rebelilor! Băi, ce bucurie! Ce faci, Zâna? Zâna zânilor! Foarte bine, tu ce faci? Că mi-a fost dor de tine! Cât de dor? Bă, mult rău de tot! Cea mai viralizată interacțiune a voastră este aia, cum am îndrăgostit de tine. Da. Și nevastă ta, nevastă mea nu, ea, doar eu. Păi da, doar eu. Avem milioane de vizualizări. Și ți-am dat și inimioare acolo, pentru că ea stă pe Instagram și face instastory din mașină și o îți dau inimioare. Da, mi-ai dat inimioare mereu. Nevastă mea nu îți dă, dar eu o dau. Păi și nu, așa e corect? Eu m-am gândit așa că, bă, nu văd niciun bărbat lângă tine acolo în mașină. Păi na, cum ar fi la să fiu șoferul unui bărbat? Toată vara. Eu sunt foarte atent la detalii și m-am uitat acolo și ce crezi, la ea în mașină, eu știu de ce n-ai tu noroc la bărbați. Ia zi, uimește-mă. N-ai tu o iconiță, n-ai tu o cruciuriță. Boca, o... Da. Asta am venit la ea, blindă. Să-i fac un cadou. I-am adus de la Arsenie Boca un de-asta parfumat cu tămâie. Stai puțin. Miroase a tămâie, ca să te aducă noroc. Ai pus și o intenție când l-ai luat, și anume să fie bărbat acolo lângă în mașină. Să te ajute Dumnezeu. Spunem că nu există acest Doamne, produs. Doamne, ajută. Uite, miroase a tămâie. Mă jur că miroase a tămâie. Uite o poză cu Dani. Da. Scuze. Și ți-a mai dat și ți-a mai adus un abțipild. Mamă, ce miroase. Ca să lipești acolo pe geam. Poftim. Tot cu Arsenie Boca. Mamă, și mă ajută, o să-mi fie bărbat în mașină. Și ți-am adus, uite ce cadou ți-am adus, nu o să-ți vină să crezi. Cioburile reprezintă noroc, reprezintă dragoste și ți-am dat și 150 de lei. Tu vorbești serios? Așa degeaba 150 de lei și niște cioburi? Lasă că nimic nu e pe degeaba. Scuze-mă, eu așa să începem. Care treaba cu cioburile? Okay. Să începem așa. Ok, le iau. Ce vreau să-ți mulțumesc, în primul rând, fetele care au fost implicate la nunta mea, în numărul tău, vor să-ți mulțumesc că s-au simțit într-adevăr speciale, mai ales Nașa. Mulțumesc! Cum ai băgat tot în cutie, ai băgat săbile în ea, n-a băgat nimeni. Am băgat-o pe Nașa lui în cutie și ei nu știau și le-am făcut o surpriză, magie la nuntă. Dacă aveți nunți, chemați-mă. Ce vreau să zic, că nu mă așteptam să dai și plic. Mai așteaptă până la anul, că sigur se mai însoară o dată. M-am uitat pe filmări să văd cât o fi mâncat nevastă-ta, că nu trebuia să dai și plic. Dacă ai făcut magie, puteai să fii gratis. Am dat și plic, aluna. A avut și de unde. Auzi, cât am... Ia stai puțin, hai să vă arăt un număr de magie genial. Ia. Deci, eu am aici bomboane, numărul ăsta de magie îl fac și la nuntă și la petrecere pentru copii. O să am acum, o să plec în turneu. Câte bomboane sunt aici? Câteva sute. Da? Sute. Noi o să alegem un număr de aici, un număr de aici, sute, zeci și unități, da? Aici sunt bile de la 1 până la 10, de exemplu, uite. Ăsta este 1, ăsta este 9, ăsta este 2. Simt ca la FIFA. Te rog eu mult de tot. Amestecă Răzvane și trage o bilă. Și noi lipim aici și fix numărul ăla pe care ne-l dă, atâtea bomboane am eu acolo. Cât? Nu 8. Cred. 8. Iată, cum? 800, îl lipesc aici. Ia, următorul număr, amestecă, te rog. Deci iau un număr la întâmplare, da? Și va trebui atâtea bomboane. Nu se poate așa. Nu, n-ai cum. 870. Stai, numărul 8 e numărul lui Răzvan. Putea să ia 8, da? Da. Putea să ia 4. Dar nu, a luat 7. Al treilea număr, stai puțin, să sunăm pe cineva la întâmplare. La întâmplare, sunăm pe cineva să ne spună al treilea număr. Ia. Uite, formăm un număr la întâmplare. Cum adică? Bă, care ți-e parola la telefon, băi? Nu e că ți-ai schimbat-o. Numai de ce ți-ai schimbat parola? Sună cu numărul. Gata, păi ai folosit Face ID-ul. Ce, n-ai credit? N-ai credit, sună pe alu Răzvan. Hai să sun la un număr de telefon. Ia.
Eu nu, nu. Bă, deranjezi oamenii. Dacă răspunde. De mai tare. Opriți muzica puțin, vă rog. Dar nu sună. N-are rețea. Sună, sună, sună. Sună, 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 dar să răspundă. Nu sună de pe numărul lui. Ia. E fică. E cineva care a fost la nuntă la Dani, să aflăm și noi cât a dat. Nu cred că a fost la nuntă, dacă e sună. A fost, a fost, a fost. Haideți, doamnă, răspunde. Ca și cum doamna aude. Cine sună? Vă sună-mă pe maică ta tu. Ia, ia, ia. Alo? Alo. Să trăiți. Bună. Domnul tatalu Dani? Da. Să trăiți, Robert Tudor Magicianu. Ce face doamna? Doamna ce face? Unde e? Nu. Doamna, hey! Acum întinde niște rufe. Hai, 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 uite-o că a venit. Hai, hai repede, ia. Dorina. Doamna... Hai repede, Dorina. Uite că a venit, ce sunt direct cu Robert Tudor. Dorina, Dorina măi. Doamna Dorina. Ana. Să rămână, magicianul, sunt doamna, dar am stat cu dumneavoastră la... Te salutăm, măi, te salutăm din tot sufletul, măi. Doamne, atâta vreau să vă zic, am fost la nută și eu la Dani. O ciorbă n-a pus el pe masă, o supă. Unde? Atâta aveam de... Nu se face. Nu se face, doamne. Nu se face. Nu se face. Asta e situația. Hai. N-am putut să comand. Ai, e tot. Păi așa e, așa e la București. Auziți, doamnă, că sunt doar cu dumneavoastră. Cât ați dat la nuntă? Nu știu că nu i-am numărat. De mama mea. Auziți? Cât ați luat, cât ați dat? Auziți, dar cu furatul, mirez, v-a plăcut la nuntă la fiul dumneavoastră? Super, super, super. Că a vorbit foarte mult despre părinți. Foarte frumos. Despre rude, a doua la mână. Da. Așa. A auziți, dar dumneavoastră sunteți obișnuită cu nunțile băiatului, e? E prima nuntă? Da, m-am obișnuit. Auziți, dar ce părere aveți că s-a furat mireasa? Căci că Dani, căci că nu trebuia Dani să fure mireasa. Nu, n-am înțeles ce a zis. Că s-a furat mireasa. Ce părere aveți că s-a furat mireasa? Păi jumătate a furat-o și jumătate nu. Așa e, că nu prea ne-a lăsat. Fiind în alta a furat-o jumătate. Așa am înțeles că a furat-o, dar a venit fără ea. Sau cu ea. A venit, am furat-o, dar nu prea, că nu ne-a lăsat. Vreau să vă felicit că ce ați făcut număr? Un băiat foarte frumos și educat. Magie educat. Când faci. Auzi, spuneți un număr între 1 și 9. Între 1 și 9? Da. 7. Să rămână, doamnă. Mulțumesc mult de tot. O zi bună să aveți. Sănătate. Toți vă țuc din suflet, măi. Vă pupăm. Vă pupăm. Nu m-am așteptat. Nu, nici noi. Chiar mai zici tu pe maică ta, bărinte. Să rămână, la revedere. Da. Deci luăm 7 de aici, pentru că 7 nu mai avem în altă parte. Da. Ăsta e 9, ăsta e 3. Unde e, mă, 7? 8? Ăsta e 7? Ai văzut un pupăzat? 7, uite 7. Deci, ăsta va trebui 877, da. Și nu o să vă vină să credeți, oameni buni, fix 877 de bomboane avem noi aici. Păi și noi de unde? Și să le numărăm acum. Păi asta e magia, că nu putem să le numărăm, că ne duce dracu, să duce emisiunea, dar nu mai stăm. Voi trebuie să mergeți pe încredere. Da. Dar, în același timp, vă arăt pe o parte, pe cealaltă parte, vreau să deschizi tu capacul. Da, bomboanele au fost în permanență aici, deschide capacul, pentru că acolo, deasupra, se află un bon. Un bon pe care scrie 877 de... Gândim așa, e 877 de bomboane. Bomboane bune de tot. Uitați, da, tot. Deci ce voiam să zic, că sunt foarte, foarte bun. Aia. Da, ești, dar... Da. Pentru alte numere de magie, luăm pauză. După mai facem. Pauză, da? Îl căutați... Să-l sun și pe taică, tu, bă! Pe fractu, să-l dai numărul fractu, să-l sun, să vedem ce mai fac. Că te-a dat la nuntă fractu. A dat, maică ta. Da, vezi să nu sun pe soacră mea, că s-ar putea să fie... Adică nu... Pe soacră! Da, nu s-ar putea să te ia pe sus, la pauză, propriu. Luăm pauză. După publicitate o să sun pe soacra lui Dani, să vedem ce părere are soacra despre ginere. Pauză, ne vedem imediat. Mare apetit de viață, ne plac fetele de zi.